Salutare toată lumea, numele meu este Magda, abia m-am trezit și vreau acum să filmez clipul acela cu make-up-ul meu în 5 minute. Avem timerul aici, dăm start și am început. O să luăm un BB cream, îl punem pe Beauty Blender, fuck my life. Trebuie să mă mișc foarte repede cu acest make-up pentru că vreau să văd cam cât aș fi în stare, dacă aș avea doar 5 minute la dispoziție, să-mi fac. Nu știu dacă să merg și pe eyeliner, cred că nu ajung până acolo, dar este ok, o să vedem... Aoleu, iertați-mă, folosesc Beauty Blender-ul ca o țărancă în momentul ăsta. Așa, acum o să luăm niște concealer și... dăm pe unde apucăm, nu contează. Ok. Hai să vedem, să vedem ce o să iasă. Să vedem. E ok. Pensula pentru sprâncene și asta. Da. Hai să vedem ce facem aici. Hai. Fuck my life. Nu. Nu-i bine. Frate, e super greu să faci asta în 5 minute. Este horror. Și văd că se duce timpul și gen... nu știu. Mă presează foarte tare. Nu cred că am cum să-mi fac eyelinerul. De ok. O să-mi fac cele mai oribile sprâncene. Sau nu? Bun. Acum o să luăm o pensulă și această paletă și o să dau o nuanță Eden. Fac... mai am 3 minute. Ok, acum o să luăm altă pensulă și o să dăm în nuanța, nu știu, safron, așa ceva. Să facem aici măcar un... măcar cu două culori. Fac. Jesus, nu o să fie gata nici pe departe ce vreau eu să fac. Ne dăm și un pic sub ochi. Ok. Acum luăm rimelul. Am cu rimel. Ok. Mai și la celălalt ochi. Bun, mai am 2 minute. Hai să văd ce fac. Mă dau cu ruj. Ca să fie totuși... Și acum, într-un minut jumate, eu mă bag să-mi fac eyeliner. Hai să vedem dacă mi iese. După ce m-am dat cu rimel, că am zis că sigur n-am timp. Na, hai să vedem. Magda, acum totul depinde de tine. Fuck my life. Mai am un minut. Fix. Hai. Ok, mi-am făcut și eyelinerul în câteva secunde, deci acum ați văzut cât durează să-l fac. Și acum luăm această pensulă și luăm pudra și ne dăm repede cu pudra până se sfârșește timpul. Așa, da. Bun, hai. Și acum fac, luăm și highlighterul, ne dăm și cu highlighter Mai am 10 secunde. 6, 5, 4 și sunt gata! Mi-am făcut un make-up relativ complet înainte de 5 minute cu vreo 2 secunde. Da, am reușit. Relativ am reușit să duc la bun sfârșit și asta. Chit că n-a fost un make-up extraordinar și oricum trebuie să mă demachez pentru că astăzi am o ședință foto la care nu pot să mă duc doar așa. Păi da, ca idee n-arată rău, adică arată ceva ce poți să faci în 5 minute. Eu am fost Magda, am ieșit din focus, puțin. Asta a fost make-up-ul, ne vedem data viitoare, eu v-am pupat!